cum e? Da, mi-am luat o pauză de la mai face proiecte noi, fac doar Te cunosc și Neața, joc în continuare, dar nu repet la alte proiecte pentru că nu pot. Aș încurca pe toată lumea dacă aș face saltul ăsta de la una la alta. Dar de seriale ți-e dor? Pentru că încă te vedem în diverse reluări, încă vedem TikTok-uri cu tine, tot felul de personaje care au fost atipice. Nu ți-e dor așa să joci din nou într-o comedie, spune? Ba, mi-e dor, dar nu cred că aș vrea să mă mai obosesc foarte mult. Adică trebuie să fac totul cu măsură. Nu aș putea să mă bag în 7 proiecte deodată, fiindcă nu mai fac față. Și încă ceva pe final, spunem dacă te votăm acolo, că ne-a zis Dima că se poate vota cuplul anului și ești și câștigător. O să vii mai des în concerte cu Ristei? Asta trebuie să câștigi. Păi stai puțin că e la pachet.